Bună ziua, și vreau să revenim cu drag la prof. Olan cu probleme cu matematică la geometrie. Clasa 8-a. Atenție, trebuie să mă adresez că după 2 luni jumate, 3 luni de-acum sunt, de perioada în care ne-am întâlnit, eu am stat cu gândul tot timpul la voi și mi-am spus, vineri și timpul acela când ne pornim din nou și trebuie să facem o figură deosebită în asta. Cu ce să începe? Că să vă doresc succes, să reușiți, să fiți conectați la maxim în timpul lecții, să aveți curajul să întrebați. Și ori de câte ori ceva nu e, ca și data trecută, ca și anul trecut, ca și acum 2 ani, ceva nu e clar, spun, doamne, nu e clar aici. Vă rog frumos să vă insistați încă o dată. Acest lucru îmi face foarte bine mie. Foarte, foarte bine, pentru că, fiind nevoit să insist, lămurim foarte bine lucrurile și pentru cei care vor urmări, vor spune, ce minunate, e altfel decât la casă. Pornim? Repede. Teo, dacă în timp reușesc, îmi propun să fac și pentru casa treia. Deci am minte să fac 0, 1, 2, 3. Să vedem. Să vedem. Să vedem. Să vedem. Să vedem. Să începem cu problemele care le-au atem, nu? Da, au temă deja și au temă la geometria în spațiu. Deci, noi putem urmări clasa. Clasa A, pe acestea, nu? Da. Clasa A, 8, am emoții. Nu? Cum vă simțiți după un an de zile când ați mai crescut, v-ați maturizat, ați, aveți altceva de spus? Da? Deci, geometrie facem, da? Da, geometria în spațiu și vor un pic să-i introduceți în... Geometrie. Suntele multe din spațiu face până în casa opera. Și așa cum mă așteptam, nu puteți. Nu puteți să începeți geometria în spațiu fără a asigura baza de jos, temelia. Care înseamnă geometria plană. Cea pe care am făcut anul trecut. Și voi, la 6-a și a 7-a, 2-a am muncit la geometria plană. Ei bine, vreau să vă întreb dacă v-ați reamintit geometria plană. Da? V-ați intrat în mână, așa, cazuri de paralelism, ce înseamnă paralelism, care ar fi tehnici de paralelism, vă amintiți, nu? Așa. Triunghiul, patrulaterele, poligoanele și toate celelalte care ați făcut acolo. Ce s-a întâmplat la geometria în spațiu? La geometria în spațiu trebuie să vă gândiți că ne vom ocupa de ceea ce e plasat în spațiu, de corpuri. Geometrie plană ne-am gândit numai tot ce înseamnă pe, într-un plan să discutăm. Adică, gândiți-vă, planul este ceva neterminat. Nici în partea asta și în partea cealaltă. Da? Cum ducem o dreaptă care nu are capete, așa și planul trebuie să vedeți. În spațiu avem multe plane. Unul din plane este planul peretelui ăsta, da? Alt plan este și acesta. Iată, eu pot reprezenta, așa pasând în timp asta, că e zero ăsta, un plan, dar trebuie să-l vedeți nedefinit, adică și într-o parte, și în sus, și în jos, peste tot, el se intersectează acum cu planul de acolo. Da? Planul peretelui și cu planul pe care îl duc eu s-a intersectat. După ce credeți că se intersectează cele două plane? Ce determină intersecția două plane? Un punct cu unul. Păi nu, un punct, uite. Planul ăsta și pe ăsta se intersectează, se determină o dreaptă. Deci, vedeți? În spațiu sunt intersecții de foarte multe plane. Iată, planul acesta, peretele de aici cu plafonul, s-a intersectat după dreapta aceea. Da? Dreapta AB se duce. Iar planul se duce și mai sus. Și celălalt trece pe mine el, da? Deci trebuie să le vedeți. Trebuie să le vedeți așa. S-au intersectat cele două plane după dreapta asta care ia, dar ele sunt, nu? Duse și într-o parte și în cealaltă. De aceea, reprezentarea spațiului va fi o problemă destul de interesantă. Pentru că noi trebuie să ne imaginăm ce se întâmplă dincolo de ceea ce putem privi. Totul pe tavă se desfășoară. Da, unde sunt în 7
Ce... Sunt aici. Da, da, aici. Da, da. De aceea spuneam mai devreme că este esențial este să știm geometria barului. Că... Și să ne amintim că prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una. Asta e. Și o primă chestiune. Prin două puncte distincte trece o dreaptă și mai una. Asta în plan, da? Da. Da? Deci e... Hai să spunem niște axiome, niște adevăruri, dacă le scrieți. Propoziții adevărate. Propoziții adevărate care sunt de bază. Trebuie să trecem. Și să le concluzi. Da, da. 1. Prin două puncte distincte A și B trece o dreaptă și numai una. Nu dăm tu nimic. Așa. Deci, oricare ar fi A și B, două puncte distincte, adică o să spunem că A diferite B, da? Rezultă că există, iată simbolul ăla neamintim pe care eu l-am folosit, există unică, iată cum se vede de aceea, ăsta e bază matematic, există unică dreapta T, așa încât A să aparțină lui D și B să aparțină lui D. De ce ți-am spus că prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una? Am scris într-un limbaj matematic. Mai insist o dată. Deci oricare ar fi două puncte distincte, A și B, în spațiu, e privind, da? Și în spațiu. Prin cele două puncte distincte, trece o dreaptă și numai una. Nu pot duce două sau mai multe drepte. Da? Deci, ca să înțelegeți, dacă l-am aici pe A și aici pe B, da? De A și pe B, ei bine, prin cele două puncte nu pot duce decât o singură dreaptă. Una și numai una. Da? Bun. Asta ar fi o primă... Axiomă. Adevăr pe care nu îl demonstrați. Doi. Într-un plan, printr-un punct exterior unui drepte, se poate duce o paralelă și numai una la dreapta dată. Mai era să primim... Printr-un punct exterior unui drepte, se poate duce o paralelă și numai una la dreapta dată. Adică, în planul ăsta, dacă avem dată o dreapta, și un punct exterior, P, prin punctul ăsta, exterior drept de acestea, hai să zicem, D, se poate duce o singură paralelă. Una și numai una. A, care se paralelă cu dreapta D. Nu putem duce două. Da? Nu putem duce trei. Una și numai una. Ce înseamnă paralelă? Înseamnă că e la aceeași distanță tot timpul de dreapta dată. Da? Deci, distanța oriunde ne-am opri, distanța, prin ce înseamnă distanța de două drepte? Perpendiculară cu una. Da? Deci, două drepte sunt paralele, într-un limbaj așa mai primitiv, pe care oricât ne-am prunjit, nu se întâlnesc. Niciodată. Într-un limbaj. Dar altfel, într-un limbaj mai matematic, două drepte sunt paralele, dacă nu, distanța este aceeași tot timpul. Iar distanța între două drepte este pe măsoară prin perpendiculara comună. Așa. Da? Perpendiculara comună înseamnă distanța între două drepte. Și când am spus că e vorba de faptul că într-un plan pot duce o singură paralelă, înseamnă că am avut în grijă ca tot timpul distanța între cele două să fie aceeași. Oriunde m-aș opri și aș măsura, distanța să fie aceeași. Asta înseamnă, da? Hai să spunem și matematica. Corect. Cum am spus, printr-un punct exterior unui drept, deci am o dreaptă de dată, și un punct pe exterior, atunci, prin punctul ăla există o unică dreaptă, A, paralelă la dreapta asta. Da? Ia le repetești tu, Adi. Deci, avem... Adică, mă ajută-o așa. Cum ai să vezi? Da. Că printr-un punct exterior unei drepte, trece o singură dreaptă și numai una. Da, paralelă cu... E esențial. Trece o singură dreaptă paralelă cu dreapta dată. Deci nu trece o singură dreaptă.
da, dacă ne spus paralel... Păi punctul ăla a fost un sumedere de drept. Dar paralelă să fie. Nu mai bună. Așa. Paralele e greșit mai bună. Da. Două drepturi sunt paralele. E apropo. Două drepturi sunt paralele. Când? Da. Când? Distanța între cele două este aceeași tot timpul. Deci două drepturi sunt paralele, când distanța dintre ele este aceeași tot timpul. Mirna, te rog să pui întotdeauna. Să rămăsese fraza nedeterminată, nu știai să o continui, nu? Și atunci e punctat. Deci două drepturi sunt paralele, când distanța dintre ele, oriunde am duce-o, nu? Este aceeași tot timpul. Da? Este aceeași tot timpul. Așa. Să zicem, zic și tu. Alex. Zic și tu. Ce trebuie să scriu acum matematic? Să nu am uitat. Trebuie să scriu așa. Fiind dată o dreaptă de... Uite cum am spus aici, da? Fiind dată o dreaptă de... și un punct P exterior, virgulă, P nu aparține lui D. Uite, asta înseamnă un punct exterior de D. Atunci, rezultă, adică, există o unică, în limbaj matematic, există o unică dreapta A mic, așa încât dreapta asta A mic să fie paralelă, nu? Cum se făcea paralelă pe stii? Uite, cu simbolul. Așa, să fie paralelă cu dreapta Z, da? Și am renunțat o matematică. Nu, da, acum să scriu poveștile alea. Poveștile scris voi, înțelegeți acolo, că găsiți la eu. Traduc totul matematic. Uite cât e de clar. Fie dată o dreaptă D și un punct P care nu aparține drepte D, atunci există o unică dreapta A mic, așa încât, așa încât, dreapta asta A mic, să fie paralel cu dreapta dată. Super fain. Și voi scrieți, mai există unic acolo. Scrieți unic. Există unic, ca să știți. Ca să știți să limbajul ăsta. Da. Foarte fain. Da. Există unică dreapta, așa încât să fie paralel. 3. Ia să vedem. Da, se vede cât pe ăsta două, Alex. Da. Că eu vreau să-mi rămână în minte. Ce prima cum a spus? Fie dreapta V sau? Nu. Prima propoziție, ce spune? Adică. Fie de nu aparține lui D, rezultă că există unic A aparține cu A. Există o unică dreaptă, unică dreaptă A paralelă cu dreapta dată. Dar asta e a doua. Prima eu vreau să spun, enunțul de aici. Să încercați să vă exprimați cu cuvintele voastre fără să vă depărtați la conținutul proprietății, propoziției respective. Simplu. Fie două puncte distincte, trece o dreaptă și mai una. Care e problemă? Așa, adică, felul ăsta, cu multă convingere, că am scris o matematică și acum te întreb eu, matematician, cum traducem asta? Păi, înseamnă cele două puncte sunt distincte și îmi spune, indiferent la care două puncte mă refer, fără emoții acestea. Să mai întâmplă așa. Alo. Bună ziua. Ai înțeles? Da, asta două. Bine, mică. Dumneavoastră discute cine sunteți, cum mă știu. La școală. La școală. Așa. Mă bucur că ați dat telefonul. Eu acum sunt într-o lecție de matematică, dar voi veni prin jur de ora 3. Ajung până la dumneavoastră. 10. 10. Da? Gata, e perfect, e perfect, e perfect. 10 vreau. Bine, mulțumesc frumos. Așa. Ca să vezi, trebuie să-i faci pastă. Da.
Deci, Alex, așa trebuie să înveți. Fie în două funcții, între și o dreaptă și mai una. Da? Și acum am spus limbajul matematic, două puncte distincte, fie două, sau oricare ar fi la care ne referim, atunci există o unică dreaptă, așa încât. Asta am tradus matematic prin simboluri. Ca să nu scrie, mi-ai făcut că două puncte distincte, trebuie o dreaptă și mai una. Eu refuz cum am pus să scriu. Folosesc limbajul matematic. Și a doua? A doua. Azi? Pe ăsta, prin un punct exterior unei drepte, trece o singură dreaptă, paralelă cu dreapta... Da. 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 Păi văzut, dintr-un punct exterior trece o singură dreaptă, paralelă cu dreapta dată. Că ți se dă dreapta dată, ți se dă dreapta, ți se dă punctul și pe acolo trece o singură paralelă. Trei. Așa. Există un plan, și numai unul, care conține trei puncte necoliniare, A, B și C. Spune dacă știu ce înseamnă puncte necoliniare. Ei, că sunt coliniare, nu sunt pe aceeași linie. Da. Mă citim o dată, că nu am înțeles. Există un plan, și numai unul, care conține trei puncte necoliniare. A, B și C. Notăm cu alfa plan, alfa egal cu A, B, C, într-o paranteză rotundă. Așa. Eu, asta ce să formulez astăzi? Tot legat de așa ceva. Da, să mai citim o dată? Da. Există un plan și numai unul care conține trei puncte necoliniare. A, B și C. Mi-ați putea formula voi altfel în limbajul ăsta de mai înainte? Cum prin două puncte distincte trece un plan și numai unul. Trece o dreaptă și numai unul. Prin trei puncte necoliniare trece un plan și numai unul. Eu așa zic. Asta vroiam. Deci, vedeți, încerc să legăm limbajul nostru, că îmi place. Aici eu am pus o leagă de câș, proprietatea asta. O zis cum? Există un plan și numai unul care conține trei puncte necoliniare. Putem să zicem și invers. Sigur că, prin trei puncte necoliniare, trece un plan și numai unul. Asta va fi. Ca să vorbim de plan... Patru puncte? Dintre... Păi, uite să-ți explic. Fii atent acum, că mai poți să-i încurcăm. Vezi tu? Prin două puncte distincte... Ce trece? Tu îți spui de ce nu prin trei? Păi poți să fii și o mie, dar nu îți scoi miare. Mm-hmm. Păi dar atunci eu numai două, minim îmi iau. Minim. Deci numai două distincte și suficient trece dreapta aceea. Trece dreapta. Da. Da. Așa, prin două distincte trece dreapta. Printr-un singur nu poți să spun trece dreapta. Prin trei puncte nu pot să spun că trece dreapta, că depinde dacă sunt coliniare trece dreapta. Deci două distincte asigură existența și unicitatea dreptei. Și existența și unicitatea, că unul este singur. Așa și aici, prin trei puncte necoliniare, deci ce înseamnă trei puncte necoliniare? Una, B, și ce nume pun pe tot aici înainte. Da? Ați fi coliniare. Necoliniare. Unde vreau să mă duc? Sus, mai jos, oricum să nu fie pe dreapta unică determinată de cele două. Da? Iată, aici spun ce. Prin trei puncte, necoliniare, esențial, necoliniare. Că dacă sunt coliniare, dacă sunt coliniare, închipuiți-vă, asta e dreapta. Și dacă ele A, B și C, coliniare. Atunci, planul se poate duce prin uite așa se poate desfășura. Deci poți să te consumezi prin plan, printr-o dreaptă. Printr-o dreaptă, uite, să rotești, da? Dar dacă unul e mai jos, două aici și unul mai jos, parcă l-am legat. Nu se poate, da? Nu se mai poate mușca. Ați înțeles? Că... Deci, unul, două și al treilea, formează acel plan. Și în felul ăsta, el nu mai poate să rotească. L-am legat cu punctul ăla. Dacă nu puneam mașină pe aceeași dreaptă? Păi nu se poate să întâmple orice dreaptă, mă, ca două puncte. Păi unde se întâmplă? Prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una. Da? Deci două puncte distincte trece o dreaptă. Plata, am clarificat mai înainte. Da, insistă, Miruna. Și poate. Dacă ele, de ce este esențial să fie necoliniare? Că dacă le punem trei la aceeași dreaptă, prin dreapta respectivă trec foarte multe plane.
Sper că mă înțelegi, dar nu e nici pe asta, foaia asta. Foaia asta. Uite, mâine. Vezi? Ce nu pot roti? Nu pot roti pe aici, dreapta, la anul ăsta, uite, câte parte. Dacă silogul acela e o dreaptă, dacă două puncte, ce nu profesor, sau da. Toate trei sau mie de puncte, toate pe acea dreaptă. Rotește planul. Planul înseamnă acea foaie de hârtie. Domnul da. Să rotește. Da, se poate. Deci duc o sumedenie de plane. O infinitate de plane. Mai multe plane. Dacă te ducem mai unul singur, cum e axioma asta. Da, da? Spune, dăm încă un punct. În afară de cele două de aici. Încă unul. Și atunci, gata, am legat. Plane fix. Ăsta înleagă. Deci spune, prin trei puncte. Necoliniare. Necoliniare. Trece un plan și numai unul. Da? Prin trei puncte necoliniare trece, sau de trei puncte necoliniare, trece un plan și numai unul. Și să nu înțeleagă ei că asta pe dreaptă trebuie să fie numai așa. Poate să fie albe și așa. Și așa. Subliniat. Păi e pe ce de bază. Exact. Și ăsta este gata de exact. Planul meu. Păi e opinie la ce de bază. Exact. Și cealaltă, deci nu mai aveți tot timpul, două din ele. Da. Două din ele formează dreaptă și atunci e clar. Bun. Deci cum am spus? Prin trei puncte necoliniare. Oricare ar fi, hai să zicem, oricare ar fi A, B, C. Necoliniare, distincte, hai să discutim. A, diferite, B, diferite, C, distincte. Necoliniare. Aș spune și mai departe, că nu s-a pe o dreaptă. Corect. Deci nu există o dreaptă care se conține. Dar să zicem cuvinte, da? Necoliniare. Da, prin trei puncte ABC distinct necoliniare, rezultă că există unic plan, există unic planul alfa, determinat de cel alfa egal cu ABC, așa se plătează. Fără virgule bunii. Fără virgule, da? Da. Foarte bine, așa zic și noi. Deci există unicul plan ABC. Alfa. Și așa se plătează, matematic, planul. Da. Deci, iată cum am avut eu acolo, iată A, B și C. Atunci există un unic plan alfa, uite așa, asta se plătează. Alo. Bună ziua. Alo. Da, da. Alo. Băi, fetiță, vină, sună la 3, că acum sunt în lecție. Într-o lecție de matematică, în clasa a 6-a, și n-am timp. A 8-a. A 8-a, da. A 6-a, clar. Da. Tu așa pe el. Nu, da, da, da. Da, da. Vreau că vreau să fac. Da. Deci, oricare ar fi trei puncte necoliniare, prin cele trei trece un plan și numai un, dar nu te-a cu alfa, beta, gamma. Așa se numează plane, da? De te sunteați cu litere mici, A, mic, B, mic, mic, de mic, da? Iar planele, punctele cu A mare, B mare, C mare, sunteați chestia asta. Asta, punctele. Planul este nelimitat în toate direcțiile. În geometrie vom reprezenta porțiuni de plane prin câte un paralelogram sau triunghi. Se notează cu litere grecească alfa, beta, gamma și așa mai departe, sau prin trei litere mari puse în paranteză rotundă. Deci, el stabilește un protocol. Cum anume se reprezintă planul? Eu l-am reprezentat așa, ca să arăt că e nelimitat în partea asta și asta. El spune, zice, hai să o facem așa. Așa, deci, printr-un paralelogram sau un triunghi, pur și simplu. Și nu poate fi dreptunghi, nu? Poftim? Planul, dar poate să fie și dreptunghi. Poate să fie și dreptunghi, dar de regulă, pentru a semnifica faptul bine, paralelogramul este cel mai des acceptat. În mod normal, este varianta care v-am spus eu, adică m-am din două, ca și unghi, ca să fie nedeterminat. Dar toate figurile în carte prin paralelogram. Prin paralelogram. Da. Așa facem și noi. Deci, vedeți, eu mă adaptez stilul în care autorul stabilește protocolul, pentru că așa vom întâlni toate testurile de aici încolo. De acum încolo, corect. Deci noi trebuie să mergem prin mâna lui. Pentru paralelogram, așa de fapt. Fără-i plan, cum îl vedeți voi, da? Eu înțeleg acum am de aici. Asta s-a dus și nelimitat.
Trebuie să înțeleg tabla asta. Dar tabla nelimitată prin figura aici. Deci primul ce am desenat nu e pantogramul care știați voi, ci e o cățică din plan. Doar o părticică din plan acela. Ca să o putem declina? Da? Deci așa noi trebuie să avem protocolul ăsta, repet, ca să putem să ne înțelegem mai departe, altfel ne certăm. Și nu avem motiv să ne certăm, nu cred. Bun. Deci, încă o dată, prin trei puncte necoliniate, puncte distincte necoliniate, trece un plan și numai unul. Într-un limbaj scurt, între puncte, trece un plan și numai unul. Prin două puncte distincte, deci o dreaptă și numai una. Prin... Da, ce ne-am mai spune acum? Cum două formăm o dreaptă, aș spune, printr-o dreaptă și un punct exterior, trece un plan și numai unul. Am scris asta, n-am scris. Nu. Acum ar veni o idee de asta. Cred că o bani și el. Cred. Deci, atenție. Cred că e următoarea. Așa mă aștept și eu. Trebuie să vedem, dar nu e următoarea. Da, e alta. Următoarea e dacă două puncte distincte A și B ale unei drepte aparțin unui plan alfa, așa. Atunci dreapta are toate punctele conținute și în acel plan. Bun, nu, dar noi erai să ne legăm cu chestia asta. Spune pe asta, pentru că noi nu intrăm minte aici. Corect. O să găsim pe creierul și el, dar eu așa am de acesta, ca profesor, pentru că am pe prima, prin două puncte distincte, deci o dreaptă și numai una. Da, avem patru dintre astea, tot profesor, de-aia le-am lăsat la sfârșit. Trei puncte necoliniare formează un plan și numai unul, o dreaptă și un punct exterior formează un plan și numai unul, două drepte paralele formează un plan și numai unul, și două drepte concurente. Deci un plan și numai unul. Da. Bun, hai să lezem și noi la sfârșit pe punctul el, pentru că la sfârșit va fi așa. Care sunt condițiile de determinare unui plan? Adică un plan de cine este determinat? De trei puncte necoliniare. Și de mai cine este determinat? De două dreapte și un punct exterior. Și de mai cine e determinat? De două drepte paralele. Și de cine mai este determinat? De trei, două drepte concurente. Da? Bun. Dar să continuăm cu varianta 1. Deci dacă două puncte distincte A și B ale unei drepte aparțin unui plan, atunci dreapta are toate punctele conținute în acel plan. Bun, eu vreau să mai înțelegeți. Da, exact. Cum să facem? Cum să înțelegi o dată două drepte distincte? Două puncte distincte. Două puncte distincte a unui... Aparțin unui plan, alba. Facem un plan la asta, mi-ai zis dreaptă de el. Da, nu sunt ce cu partea. Prima mă fascinează să găsesc mod de a votă. Corect. Uite, Adrian. Ăsta-i planul. Ăsta-i planul. Dacă iau două puncte distincte de pe dreapta asta, pe el, și le pun în plan, nu pot să luăm doi. Deci în clipa în care am pus pe ăsta și îl pus și pe cealaltă, toată dreapta se află în plan. Da. Deci, atenție. Dacă două drepte distincte de aici, capătul de aici, capătul, dreapta n-ar avea capăt, să-ți închipuim un punctul situat de aici, au. Și B-ul vârful. Și vârful ar fi un punct și cealaltă de iarăși și celălalt punct care se află în plan. Ce să facă beata dreaptă? Odată cu asta și care toate punctele ei. Odată cu cele două puncte, toate punctele care sunt pe dreaptă, ce fac? Sunt în planul respectiv. Că nu poți, nu poți lupi, nu? Că eu pot să rup, să pun asta și, și măcar un punct să las afară, nu pot lăsa niciunul. Deci odată cu două puncte distincte ale ei, ale drepte care sunt separate în plan, întreaga dreaptă se află inclusă în plan. Adică toate punctele de pe dreapta se află în plan. Dar e logic, copii. Da, deci eu am venit, nu m-am pus să scriu acolo, pentru că nu vă fac să înțelegeți fenomenul. Deci, dacă o dreaptă are două puncte distincte, și toate în plan, unul și cealaltă, ce să facă toată dreapta? Toată coboară în plan și atunci toate punctele de pe dreapta sunt în planul respectiv. Poți să zici alte cuvintele tale sau cuvintele mele, dacă vreți, sunt perfect, mă duc mă de la ea. Așa, scuze-mă. E, dacă o,
dacă dar două puncte este distincte. Distincte sunt paralele cu. Nu sunt. Sunt situate. Sunt situate în plan, atunci toate punctele determinate de dreapta fac parte din plan. Fac parte din plan așa, mă. Deci odată cu două puncte distincte, toate punctele pe dreapta sunt pe plan respectiv, da? Să știu de asemenea. Trebuie să fie sigur. Uite, uite. Așa, să -l las aici. Ați zis că desenăm planul cu un patru patru. Desenăm din mână, nu stăm și... Să plătăm alfa, ca să știți că e plan. Deci alfa, nu plătăm cu funcția A, B, C, D. Când plătăm cu funcția A, B, C, D, l-am transformat în patrograma B, C. De aceea zicem planul alfa. Și... Sunt două funcții distincte. Uitați pe la domn profesor. A, un punct. B, un punct. Ia așa, Z. Și știu că A e în plan, B e în plan, atunci toate punctele de pe dreapta asta, da? Toate punctele de pe dreapta asta vor fi situate în plan. Toate. Oricare ar fi un mâl la care mă refer, un mâl la întâmplare, doar de pe dreapta de, mâl se află inclus în plan. Se află și el, aparține și el plan. Mâna aparține și el plan. Bun. Matematic, scriu. Votăm cu AB inclus în alfa. Votăm AB inclus în alfa. Da. AB inclus în alfa. Fie. Fie. Alfa. În paranteză, voi spuneți planul, da. Da? Eu scriu așa, prima dată, fie alfa, să subînțelegi că e un plan, da? Da. Și. A. Aparține lui alfa. B. Aparține lui alfa. Adică două puncte ale drepte. Da. Dar mai fac și precizarea, că... Zi simple. A. Diferit de B, până ce am fără la alfa. Cum prin două drepte distincte, deci o dreaptă și mai una, prin două puncte distincte, deci o dreaptă și mai una, e deja vorbesc de dreapta B. Corect. De aici merită să spun că există, hai să spun, există unică dreapta de, da, există unică dreapta de, notată cu AB, așa se notează, determinată de cele două puncte, există unică dreapta de, determinată de AB. Și în condițiile astea, state fixate din noi, orice punct E care aparține lui D, orice punct de pe dreapta, atunci D aparține și lui alfa. Da? Orice punct de pe dreapta, M aparține și lui alfa. M aparține, da, M aparține și lui alfa. Adică planul. Aparține planul. Odată cu două puncte distincte ale unei drepte, asta am spus eu, odată cu două puncte distincte ale unei drepte, toate punctele de pe dreapta sunt în planul respectiv. Da? Dar matematica așa am spus, oricare ar fi, fie un plan alfa dat. Și două puncte distincte A și B din, din plan și de pe dreapta dată. A și B sunt din plan și de pe dreapta dată. Ei bine, atunci orice, la orice punct ne-am referit de pe dreapta dată, n-are ce face punctul, orice, la orice punct e punctul respectiv se află neapărat în planul alfa. În concluzie, într-un limbaj mai scurt, o dreaptă care are două puncte comune cu un plan, ea este inclusă în plan. Ia scriți așa, varianta asta mai este. Mai... Deci, dacă o dreaptă are două puncte comune cu un plan, da? Dacă o dreaptă are două puncte comune cu un plan, cum v-am arătat, acum voi țineți minte figura care am făcut-o eu acolo, nu am arătat, da? Cu creierul și cu caietul. Dacă o dreaptă are două puncte comune cu un plan, atunci ea este inclus în plan. Corect. Am tradus că orice punct al dreptei este, face parte din plan. Atunci ea este inclus în plan. Corect. Am făcut-o și asta. 5. Ia să vedem 5. Poate mi-ai spus? Mi-ai adus și tu, da? Dacă două plane distincte, alfa și beta, au un punct comun A,
atunci ele mai au cel puțin încă un punct comun pe E, adică planele au comun dreapta AB. Și notăm cu AB inclus în alfa, interceptat cu un beta. Așa. Deci dacă două plane distincte, alfa și beta, au un punct comun A, atunci ei au cel puțin încă un punct B. Care au cel puțin încă un punct B comun. Dacă două plane, așa. Am un punct. Eu am planul ăsta, care se duce și mă taie pe mine, da? Mă intersectează și planul ăsta, care intersectează și planul ăla. Și cele două au un punct comun. Apoi nu au un punct, au o dreaptă asta. Asta e pe scurt. Dacă au un punct comun, de fapt nu au un punct comun. Pe scurt, într-un limbaj, două plane se intersectează după o dreaptă. După o dreaptă. Deci două plane distincte se intersectează. Dacă se intersectează, o fac după o dreaptă. Și atunci el a spus-o, destul de fisticiu, dacă au un comun un punct, atunci mai au încă unul. Și cum prin două puncte distincte trece o dreaptă și mai urmă, de fapt, au o dreaptă în comun. Corect, două plane, o dreaptă. Dar pe scurt, pe limbajul nostru, două plane. Intersecția două plane distincte, da? Distincte, s-ar putea și fie așa să suprapun, să fie aceeași plane. Intersecția două plane distincte este o dreaptă și mai urmă. Corect. Scrieți-o în cuvinte așa. Intersecția două plane distincte, este o dreaptă și numai una. Așa să o rețineți. Și eu cum o să scriu și eu. Oricare ar fi alfa și beta, două plane. Alfa diferit de beta. Da. Alfa, atunci, ele se intersectează, da? Da. Alfa intersectează beta. Și egal cu un punct A, mulțimea formată de un punct A, ca să ne apropie de limbajul ăsta. Atunci, de fapt, alfa intersectează beta egal cu dreapta D. Da? Dreapta D, cu determinat de cele două puncte care spune el, dar cum poți este copilul? Cel mai scurt, atâta. Oricare ar fi două plane distincte, oricare ar fi două plane distincte, care sunt, se intersectează, o fac după o dreaptă. Da? Nu e greu de desenat. Foarte simplu. Aici începe povestea Mirna. Deci, uite cum o să fac eu asta. Uite, Mirna, folosești din dreapta comună. Vezi? De la dreapta comună aveți. Și aici eu pot să-mi imaginez ce se vede, ce nu se vede. Da? Stați un pic. Deci ați plecat de la dreapta aia care e comună celor două plane. Așa. Dreapta, planul alfa și planul beta, da? Ăla care l-ați făcut prime, alfa e... Eu zic asta așa, da? Sunt două planuri în dreapta acolo, mamă. Și vreau și... Da. Și dreapta comună. Mi se pare nou... Ușor, mă, îți pare greu. Dificil. Asta e povestea din început. Cum am arătat eu acum, ar veni că partea asta să vină spre noi, care nu se mai vede. Că nu ar veni așa. Nu știu cum ar face. Nu face, face simplu. Și avem bine și asta. La nova fac el așa, așa avem bine, dar să înțeleagă simplu. Da. Adică să nu încărcăm figura cu ce se vede, ce nu se vede. Pentru ei e prea obositor. Da. Dar voi ați înțeles, scrie caietul, care e comun acolo? Cele două plane. Dacă notăm AB acolo două puncte din dreapta așa, și comunul celor două plane. Dar nu putem să notăm din vârf? Nu! Două puncte distincte. Exact, ce putea să fie bun de vârf. Spui, păi, dar de ce m-am dus chiar aici și aici? Dar nu s-o oprit planele. Adică e... Dreapta e și nici planul nu s-o oprit. De ce n-am cum să fac treaba asta? Uite, așa trebuie să vedeți. Nici măcar caietul ăsta nu mă ajută, pentru că el reprezintă doar o bucată. Din plan. Ăsta de aici. Nu se mai, nu mai este desenat. Cam așa trebuie să vedeți. Uite, așa trebuie să vedeți. Așa.
Deci, la tine, închipuiți-vă că trec cu... Să faci unul peste altul, în altul. Și el, așa se văd. Ca o cruce. Da? Deci două planete se intersectează și de data asta cu unul pe care se intersectează. Eu acasă vă fac să înțelegeți, le pun așa. Dar în clipa asta vedeți numai pe unul care s-a dus, celălalt nu se mai vede dinspre mine. Adică continuare. Asta e aici, care duce și înscrie domnul profesor. Asta ia picerul. Da? Deci ăsta de aici, de, asta pare să, să se înțeleagă că are și în partea aceea și în partea asta, altfel nu? Dar ce dar nu are. Și noi pe tabul am făcut decât atâta. O bucățică din tabul. Așa. Deci am făcut tot așa. O bucățică din tabul. Exact așa. Și am pus-o, ca să înțelegeți voi, că sunt cele două plane, ca să înțelegeți pe funcția dreapta comună, dreapta asta. Planul e nelimitat, ca să trebuie să înțelegeți. Nu tot timpul de planul asta, care noi o desenăm. Da? Tot timpul ăsta. Deci, două plane distincte se intersectează, două plane distincte, dacă se intersectează, dacă se intersectează, adică dacă au măcar într-un comun, de fapt au o dreaptă. O fac după o dreaptă. Scrie și în limbajul ăsta. Două plane distincte, ce se intersectează, o fac sau determină o dreaptă. Sau rezultatul intersecției este o dreaptă. Două plane distincte. Ce se intersectează, o fac. Intersecția asta rezultă, deci urma intersecției. O fac după o dreaptă. O fac după o dreaptă. Și 6. Există 4 puncte nesituate în același plan. Punctele A, B, C și D sunt necoplanare. Da. Totdeauna există 4 puncte în spațiu, nesepate, minim 4 puncte nesepate în același plan. Și acum Miruna vă întreabă, deci minim 4 puncte. Nu? Deci, uite, Miruna, prin trei puncte distincte, trece un plan și mai unul. Cel de-al patrulea nu este în spațiu plan. Și atunci aceste 1, 2, 3, A, B, C și D sunt necoplanare. Adică nu aparțin aceluiași plan. Asta înseamnă necoplanare. Da, da, necoplanare. Deci, dacă ar spune că nu e adevărat, nu e adevărat. Ar însemna că tot spațiul este impus într-un plan. Nu e adevărat. Spațiul e mai amplu ca mulțime de puncte. Spațiul e mult mai amplu ca mulțime de puncte. Planele sunt mulțimea de planuri ale spațiului. Vedeți, în camera asta, acum, avem care e o parte din spațiu tridimensional, spațiul ăsta în 3 dimensiuni, da? În spațiul acesta, bucata asta așa, avem porțiuni din plan cât de vrei. Caietul meu de aici, tabla, pereții, plafonul, da? Da. Sunt multe, multe plane pe care le putem surprinde. Toate, nu? Numai în spațiu. Deci sunt foarte, nu toate punctele din spațiu sunt incluse într-un plan. E greșeală. De aceea, măcar unul rămâne în spațiu, necoplanat. Nesituat în plan. Care nu aparține în plan. Da? Asta este. Așa trebuie să înțelegi explicația. Deci există, cum se spune, 6. Există 4 puncte. 4 puncte. Nesituate în același plan. Există A, B, C, D. Necoplanat. Alfa. Punem alfa la poza aici. Facem cele trei puncte. A, B, C. Și dăm un punct. Ia uitați. În afară. Eu, în afară, voi să înțelegeți că e în afara planului. Eu pe tablă nu am pus să-l desenez, adică în planul tablei. Și acum puteți judeca cum mă dați de pământ. Zice, bă, da, cum tabla, să nu se confundă cu planul ăsta, și ce înseamnă? Ei, închipuiți că de-aia l-am pus așa, în față de tablă. De ce? L-am luat în afară. Am stabilit că... Și în
Putem să punem oriunde. Oriunde îl pui minuna, oriunde nu, dar numai nu îl punem aici. Nu planul alt. Nu conturul acela care îl desfăc și noi prevenim planul. Corect. E de fapt o bucată de plan. Deci, șase, există patru puncte de ecoplană. Da. Într-un cuvânt, există patru puncte, în spațiu există patru puncte de ecoplană. Bun. Și acum determinarea planului. Un plan este unic determinat de... Așa. Eu ar trebui să nu mai repetăm asta. Este esențial. Nu putem să parcurgem așa repede lucrurile. Alex, te rog să încep tu cu prima. Să repetăm acele cinci. Adevărurile. Care ar fi punctul A și B? Nu aparțin în determinat A și B. Nu. Oricare ar fi două puncte distincte. Distincte. Da. Rezultă, există unic de care aparține punctul A, aparține punctului D. Hai altfel să zicem. Prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai o dreaptă. O să asta e bună. Prin două puncte distincte, da, trece o dreaptă și numai o dreaptă. De atâtea ori insist, până învățați prin bajul matematic, expunați-o cu liber cu cuvintele voastre. Deci prin două puncte distincte și o dreaptă și numai o dreaptă. Următoare. Printr-un punct exterior unei drepte trece o dreaptă unică paralelă cu dreapta dată. Deci, pentru un punct exterior unei drepte, trece o paralelă și numai una, da? La dreapta dată. La dreapta dată, paralelă la dreapta dată. Paralelism trebuie văzut într-un plan. Ați cuvinte, să ne stăm în plan. Da? A treia în luna? Prin trei puncte de coordonare ABC, trece un plan și numai una. Curând! Prin trei puncte de coordonare, trece un plan și numai una. Patru, adic din nou. Am știut. Dar uite, mi-ai dat o ani la 4. Ce era la 4? Era chestia cu punctul, pe o dreaptă și pe... dacă AB este paralelă cu planul... Așa! Dacă cu puncte distincte ale unui drept de aparțin unui plan alt, atunci dreapta are toate punctele în plan. Dar cum să fie punctele distincte paralele? Vezi, vreau neapărat un punct poate fi paralel cu dreapta. Cu un plan. Punctul poate fi în plan sau în afară. Iată, poziția